Da, o să vină imediat, a venit, mă, oameni buni, pentru că este vineri și avem, iată, un candidat nou la sosurile noastre picante și da, a acceptat provocarea și da, este aici să răspundă întrebărilor, pentru că dacă nu, o să ia gura foc și mâine dimineață, foc. Radu Țibulcă! Iată, în lumina reflectoarelor la televiziune, Radu Țibulcă. Doamne ajută, am lipsit vreo două luni și ceva, acum toate neamurile din familie sunt extaz, mă simt minunat. Păi unde ai lipsit? Am lipsit de pe ecranul, de pe micile ecrane, numai pe alea mai mici am păi adică fost. Pe YouTube ai lipsit? N-ai lipsit? Nu, Doamne ferește, cum să lipsesc? Am înțeles, haide să luăm un loc. Deci pentru mătuși, pentru neamuri, iată, Radu Țibulcă, proaspăt vopsit, este astăzi la noi la emisiune, cu o freză nouă, îți stă bine așa, mai de vară, mai fresh. Da, am zis că poate atrage în calificarea, că sunt meciuri decisive acum și în România cu Israelul, nu? Israelul, așa îi ziceam eu când eram mic. Mă, unde ce scârții? Să trecem peste. Am înțeles. Ok. Da, mie mi-e mai frică de ce o să se întâmple mâine decât ce o să se întâmple astăzi, adică de efectele strategic. Mâine dimineață o să le simți. Da. Nu mă, dar ține bine, bă, ce înseamnă, bă, ăștia care au păr și n-au nicio problemă, știi, nu se gândesc, ferească Dumnezeu că rămân fără păr și mâine, păi mine trebuie să-și facă și-ai vreun implant, bagă cu vopsea în el și-l face cu placa, n-are nicio treabă, asta e, foarte bine. Radu, oameni buni, Radu Țibulcă este un băiat extraordinar, vreau să vă spun sincer. E un prieten foarte fain, ne-am întâlnit de câteva ori, am fost la un moment dat un weekend și în Austria, ne-am și distrat. Înainte să fie asta cu Schengenul, că altfel nu mai mergeam, eu cel puțin. Exact, asta. Și vreau să spun că omul face și niște podcasturi pe canalul ăla de YouTube, Radu Țibulcă, unde puteți să-l vedeți și e foarte fain. Radule, să ai succes, lucrurile sunt în felul următor, întrebarea o citești în gând, răspunsul dai cu voce tare, orice ar fi, da? Okay. Și mergem pe sinceritatea ta și pe curajul tău moldovenesc. Sau pe inconștiența ta moldovenească. Cred că e mai mult vorba de inconștiență aici. Vreau să te întreb, să uită mama ta acum la emisiune? Cu siguranță. Să rămână mama lui Radu. Mama, bunica, toată lumea. Bunica, ce face, mă, bunica? Bunica e bine, la mamaia, e în vacanță. Da? Da, mamaia la mamaia. Eu nu am zis niciodată mamaia lui bunica la mine, tot timpul a fost bunica. E la mamaia și... la mare sau da, la mamaia? Da, la mamaia la mare, da. Nu cred, mă? Bunica da. E la mamaia? Păi da, ea e, dacă ea are Instagram, îți dai seama, e o bunică super modernă. Eu mă mir cum de noi cumva prin Zakynthos sau ceva prin Grecia. Da, e la mare, da. Cu bunicul, cu tot. Dar de ce ai pus așa mult? A scăzut un pic mai mult, dar na, ce să facem? Dar nu puteam să mai încercăm o tură. Putem, că mai avem multe sosuri. Citește întrebarea, răspunsul de-l cu voce tare, orice ar fi. Okay. Mergem pe curaj, mergem pe atitudine, așa cum Radu este pregătit. E, mă, ne citește un gând. Așa. Eram sigur. E bine că s-a început cu asta. S-a început, corect. Așa. Se pare că te cunosc bine colegii mei, că e prima dată când văd eu întrebările, serios. Să mă gândesc. Și nu ca să fiu diplomat, ci ca să fiu realist. Hai, mă, nene, zi trei lucruri, fii asumat aici. Pam, pam, pam. Nu știu cum îi zice în română la chestia asta. La fii atent, dacă mănânci, uite, lumea nu știe despre cine zice. Da, știu, că nu știu. Știu regulile. M-am uitat ieri la episodul cu Alina Ceușan. Cred că e cel mai recent. Cred că a fost ultima victimă înainte de mine. Deci, să zicem așa. Overthinker. Cum se spune la chestia asta în română? Gândește... prea ocupată, prea... Nu, gândește mult prea departe. După care e impulsivă și... Ai jucat-o la egal. Uneori cred că este prea... prea bună, dar nu știu cum să o spun într-un termen tehnic. Hai, are o chestiune de a, în care e o bunătate într-atât de mare încât poate fi folosită de către cei din jurul ei în dezavantajul ei. Am zis frumos? Vorba românească e prost de bună, nu? Adică exact, la modul, da. Prost de bun. Ai spus tu, n-am spus eu. Păi numai, adică e la modul de bunătate, de asta zic. Trei defecte ale Cristinei Ich, o fată care e superbă și o prietenă foarte bună a ta, da? Da, e un om care m-a ajutat foarte mult. Da, ai rupt-o, dar ai citit-o. Am citit-o, presupun că oricum vrei să o citim. Da. Că da. Nu era ceva, nu? Da. Cristina chiar e o fată foarte, foarte mișto, să știi. Da, acum poți să dai o întrebare cu trei calități, ca să vezi că acolo o să fiu mult mai prompt. Ia, el mai bine încearcă pe asta. Ia să vedem. Trei nume, nu? Trei. Andy Popescu.
Andy Popescu. Andy Popescu, pentru cunoscători, este un YouTuber, vlogger pe zona de mașini, nu? Da, și foarte bun totodată pe zona de mașini. N-am zis dacă e bun sau nu. Andy Popescu. Andy Popescu. Ok. Bă, aici e foarte greu. Jur că e foarte greu. Radule, bă, hai să-i dăm. Zi. Radu Țibulcă la sosul epicat. Mamă, cât e de greu, jur. Da, mă, știu, pare ușor la televizor. Simona Pătruleasa. Simona Pătruleasa? Da. Nu cred. O doamnă superbă, de altfel. Foarte mișto și o colegă, o fostă colegă foarte mișto. Uite, Andy, el e, nu? E aici, la noi, în platou? Uite, la acolo. A, da, el e, da. Face și el sport ca domnii dinainte. Exact. Simona. Vezi ce face dieta din om, uite. Dacă tu îmi dai de astea iuțeli. Hai și... Hai că citim întrebarea, mai zici cineva. Nu citim nicio întrebare. O să mănânc iute. Și Ana Morodan. Deci care e legătura între Andy Popescu, Simona Pătruleasa și Trăiesc Ana toți trei în București, doamnelor și domnilor. Aplauze! Hai să citim întrebarea, Radule. Nu citim, mâncăm. Hai, Radule, vezi mâncăm. Că e foarte iute. Hai, mai scutură-l puțin, că am pus cam mult. Îmi asum. Radule, haide-mă, Radule. Trebuie cu furculița sau cu mânuța? Ia cu mânuța, nu contează. Mai plimbă-l așa. Am uitat să zic la mulți ani la toate măriile și la mulți ani, în primul și în primul rând, de Eva Maria Măruță. Mulțumesc mult de tot, dar fii atent că e foarte iute. Și Maria Dragomiroiu. Exact, mama Maria, Maria Dragomiroiu, senzațional. Fii atent, scutură-le așa cu mâna, nu mai plimba pe tot ăla, că e foarte iute. Și Maria a mai avut eu niște gagici pe care îl chema Maria. N-ai, pentru ele n-am nicio urare. Scutură un pic buleta. Stai mai puțin să o curăț. Păi nu de tot. Mamă, ce-mi tremură mâna, jur. Vezi, că, vezi că e iadul pe pământ. Jur, deci pe bune, uite. Îmi tremură mâna și nu mai sunt vacanță. Deci... Mâine dimineața ai treabă? Mamă, deci l-ai scuturat, ai amestecat aia în toată... Ha, n-aș vrea să fiu în locul tău. Te putem să o bag o leacă în apă înainte? Nu merge. Nu? Nu, bă, să bagi apă după. Hai, cu Doamne ajută. Hai, citeai mai bine, citesc întrebarea. Mariane, să-ți dau pinul de la cardul firmei. Hai să citesc întrebarea, de ce Andy Popescu, de ce Simona Pătruleasa sau Ana Morodan? Nu, n-a vrut să citim. Treaba ta, mai vin și alte întrebări. Eu ți-am zis că e iute. Tu în loc să scuturea, ai plimbat cu... Ăsta e nou, vrei să-l testăm? Nu știu cum e. L-a adus o colegă, fii atent, uite, în cinstea ta. Da, frate. Uite. Wow. Ferească Dumnezeu. Vrei asta? Ăsta a venit acum, nu. E de la Diana, da. De la colega noastră Diana, a adus ceva care... Bă, întrebarea mea e alta. Care? Mai ajungi niște întrebări logice. Hai, mai bine să citim pe astea. Vreau să... Să? Îmi spuneți și mie, sosurile astea sunt inventate special pentru emisiuni de genul ăsta? Sau pentru tortură? Pentru ce? Pentru interogatorii? Nu ți-am mai zis scuturi și hai să fii atent. La un moment dat... Deci, uite, mai bine citeam întrebarea. Simona Țăranu și poți să citești, hai. Mamă! Caută Simona Țăranu. Bă, ești nevoie? Chiar ieri sau alteri m-am întâlnit-o. Da? Da. De eu ce prefer să nu o întâlnesc, care bărbat. De ce vedetă din showbizul românesc ai fost îndrăgostit, dar nu ai avut niciodată curajul să-i mărturisești? Bine, am fost îndrăgostit de toate, de la toate știrile astea aproape. Ești mai sensibil, suflet mai sensibil. Radule, deci, Simona... Îndrăgostit platonic, măi, că eu mă uitam la el la televizor, eu le cunoșteam, ele pe mine nu mă cunoșteau. Iată, iată. Bună, Simona. Salută pe Simona. O, salut și eu. Uită-te în ochii ei. Nu pune mâna la ochi. Bea lapte. N-ai băut lapte? Nu, am băut apă. Păi laptele e... Da, apă cu lapte cred că face efectul scontat imediat. Nu. O bere n-ai? Fii atent. O bere n-ai și evacuăm. Hai. Insul, tot ce trebuie. Hai mă, Radule, nu pot să cred. Și câte? Trebuie să dai două nume, nu? Dar nu cred că mi-a făcut niciuna. Fii atent, dacă vrei poți să-ți alegi tu sosul, ca să nu mai fie că, domne, alegi tu sosul. Pune nu, că citim, dar mă gândesc la cine să mă întreb, că nu cred că mi s-a întâmplat. Deloc? Nu cred, mă, Radu. Bea lapte, dă-i cu lapte. Bă, îmi crește tensiunea, frate, jur. Dă-i cu lapte. Dă-i cu lapte. Tu nu mănânci iute de obicei? Iute, nu mortal. Asta nu iute, asta e ilegal. Deci asta nu știu dacă pot să conduc când plec de aici după ce am mâncat de astea.
Două. Două. Câte? Două. Mulți, deja sunt prea multe. Eu le-am făcut lor, nu ele mie. Bine, atunci jupem, da? Mergem mai departe. Da, dar citește-o. Păi, bine. Spune numele a două femei din showbiz românesc care ți-au făcut avansuri. Și ai zis că nu vrei? Nu mi-amintesc, nu că nu vreau, chiar nu mi-amintesc, nu s-a întâmplat. Un domn, asta ești, un domn. Ia, hai să trecem la asta, că una deci e prea... Am amețiri. Jur. Da? Tu vorbești serios? Deci m-a pus să semnez înainte de emisiunea asta că daunii morale, psihici și fizici care se pot petrece... Mă, mă, jur că mă cu amețeam. De ea cu astea. Bă, Radule... Tu l-ai văzut pe Orodici când a venit aici la sosurile picante? Era să mănânce tot. N-am avut, jur. Trebuie să mint ca să nu trebuie să minți, trebuie să spui adevărul. Jur că n-am avut nicio aventură cu nicio femeie din showbizul românesc. Punct. De care nu a aflat presa, că așa am avut cu Andreea Bălan 5 minute, până nu a aflat care nici măcar nu era o aventură. Am ieșit și cu ea în oraș cu niște prieteni de-ai mei. Era înainte să aibă o familie fericită. Adică... Da, serios. Nu, dar să te pup cu cineva. De pupa m-am pupat, cum? M-am pupat cu multi de așa, de accidental. Dar n-am avut aventuri. Aventură e ce trăiesc acum. Hai, ia vezi. Tu, deja am ajuns la întrebarea 7, câte de toate? 8. A, ce bine, ne apropiem de final. Nu, că mai trecem la 5. Radu Țibulcă, oameni buni, un băiat curajos. Ai iubit acum, Radu? Ce să fie? Dacă ai iubit acum. Nu. Deci puteți să-i scrieți mesaje pe Instagram, Radu Țibulcă, pe YouTube puteți să-i găsiți podcastul. Mai important, pe YouTube să-mi găsiți podcastul. Și acasă la Măruță, oameni buni. Stai, da, exact. S-au întâlnit băieții de pe online. Bă, cam cei mai grei la momentul ăsta. Nu știu, cred că tot Simona Țăranu. Bă, dar e... Îmi plăcea de când eram mic. Eu de asta am ajuns să mă uit la știrile alea sportive. Le știu pe de rost. Știu calupurile, știu când intră reclamele la Paris. Știu tot. Cum e la... La Paris, da. Adică? Desfințale așa. Reclamele la Pariuri. Da. Am înțeles. Deci, Ciucă, mergem tot pe Simona Țăranu. Dar dacă ar fi... Poți să citesc întrebarea? Citește, da, citește. Păi că e măritată. Păi da, dar tocmai de asta ar trebui să fie divorțată ca să ne căsătorim, nu? Numește femeia din showbizul românesc cu care te-ai căsătorit și mâine, dacă ți-ar propune asta sau dacă ar accepta. Mamă, Simona. Dar ai avut-o la podcast invitată? Nu. Și de ce nu o inviți? Dar tu de ce nu o inviți? Păi mă gândesc, dar mă gândesc că tu poate... Magda Pălimariu, de ce nu o inviți? E în Norvegia, e cu... A, da, dar sunt toarce, stai liniștit. Bun, hai să mergem mai departe. Bă, dar ce chiar ți-a făcut rău? Bărbasul din Piatra Neamț. În Piatra Neamț au fost asesinate la comanda cu câțiva ani. Stai să vezi ce pățesc acum pentru răspunsurile astea. De ce? Stai să vezi, stai să are vezi. Și un câine de ăla de luptă, Bișoan. Cine? Simona? Da, îi lacrima ochii. Păi, dar tu știi totul despre de unde ea. În ce zodie? Păi cum, o stocăresc? Cum? În ce zodie? Nu știu, asta nu mă interesează. Asta Cristina Demetrescu să ne spună. Dar despre ea ce poți să ne mai spui? O întrebare Scorpion, mai lungă. Scorpion, Radu. Ia să vedem. Scorpion? Scorpion, da. Și tata e Scorpion. 17 noiembrie, 88. Mama e leu ca mine și tata e Scorpion. Să vedeți ce bine se înțeleg. Hai, ia zi. Asta e că aici trebuie să trebuie ani de școală să citesc întrebarea. Ne-am gândit să, până atunci, oameni buni, dacă aveți mesaje pentru Radu Țibulcă pe numărul nostru de WhatsApp pe care l-aveți afișat pe ecran. Numărul meu de telefon pe care vi-l poate da tata. El e foarte darnic, dar la toată lumea. Te întreabă cineva câți ani ai. 27. 27. Iartă-l, Măruță, că mai are puțin și leșină. Asta au zis... Ce? Nici au zis asta, nu? Nu, a zis aici, uite. Da? Un om? Un om. Te iubesc, omule. Șerban. Șerban. Șerbanii. Un om adevărat, ce înseamnă empatia. Zi. A, da, asta e foarte, foarte simplu. Vrei să citesc cu voci tare? Păi nu, trebuie să dai răspunsul. Mai întâi răspunsul, da? Da. Deci tu știi că mi-a Greta, înainte să intru aici, mi-a zis de vreo 3 ori dacă știu regulile. Da. Trebuie să, da, i-am și reprodus, după aia m-a testat, m-a mai...
Mi-a adresat întrebarea când eram neatent, știi, să-mi dea neveu cum ar veni. Și a zis, ia-ți repede regula 2. A mai zis o dată. Uite-i pe oamenii ăștia frumoși, vin imediat să ne cânte de Sfântă Mărie. Să nu cumva să greșesc, însă aici la... Hai. Păi aici nu, greșesc de la... Răspunsul și citim. Da. Carmen Grebenișan 100%, e foarte simplu și nici nu jignesc pe nimeni. Unul la mână, Cristina Ehe, am trăit în casă. Crede-mă, este ceva foarte greu. Și pentru mine și pentru ea. Noi suntem foarte dilimani amândoi. Trăind în sub același acoperiș, crede-mă, au existat mai multe disensiuni decât au existat cu oricine altcineva am trăit sub același acoperiș, și anume cu prietenii mei. Și erau disensiuni de la de-astea, că unul sculca de vreme, altul sculca târziu, unul se trezea de vreme, altul nu se mai trezea niciodată, direct eu, și așa mai departe. Clar, deci... Carmen Grebenișan, de ce? Anisia Gafton, da, aș râde super mult cu ea, ar fi super atunci ok. Și citim, o fost și ea la Sunt Celebru, scoate-mă de aici, dar cred că cea mai potrivită, zice așa întrebarea, oameni buni. Ia vedem. Stați, fac pauză ca să pot să zic întrebarea. O specie de extraterestri amenință să distrugă întreaga planetă. Singura condiție să cruțe omenirea și planeta este ca tu să pleci la... Bă, vă dați seama ce importanță pe mine. Mi-aș îndeplini menirea de erou cu Batman, cu alea. Eu m-aș duce în scop eroic pe insula aia, îți dai seama. Singura este ca să repopulez o altă planetă neexplorată și cu condiții perfecte pentru viață. Extraterestrii cei răi îți dau de ales una dintre următoarele. Cristina Ehe, Carmen Grebenișan sau Anisia Gafton, cu care dintre ele pleci în spațiu pe planeta virgină. Deci cu Cristina Ehe îți dai seama cine am certat, da, în continuu, la un moment dat, adică din de astea, că e insula prea mică, că nu știu ce, că e nisipul prea fin, că e apa prea udă, motive de astea grele de ceartă. După aia, Anisia Gafton, aș râde super mult cu ea, a fost la Sunt Celebru, scoate-mă de aici, și cu siguranță știi regulile junglei, că practic e junglă aici, pe planeta, da, virgină. Dar aș alege Carmen Grebenișan, că a rezistat mai mult la Survivor, plus că pare așa mai liniștită și ar fi o conviețuire mai deci cu mai Carmen Grebenișan. Da. Și ultima. Să mă ierti și Alexandru acum, să nu se supere pe mine. Nu, se spune că e un joc, e virtual, da, imaginat. Da, păi da, și eu de la premisa asta am pornit. Ultima întrebare, Radu, hai. Aranjează de la cel mai bun gând, la cel gând, mai slab. În gând, Radu, în gând. A, ai, da, uitat regulile. Păi nu, că am zis că ce poate să mai fie așa doar. Într-adevăr, Greta a avut dreptate. O moarte. Veniți, oameni buni, la Sosurile Iuți. Nu pățiți absolut nimic. Este cea mai relaxantă rubrică. Mai mișto decât aici, mai relaxant. Nu te simți nicăieri în lumea largă, în tot showbizul românesc. Așa e. Deci, o citim vreau, în gând. Nu vreau să știu cum se simt aia la podcast când intri în viețile lor personale, cu întrebările, jur. Dacă așa e aici. Da, hai să facem. Trebuie să răspund. Păi răspund, nu trebuie să răspund prima dată. Nu mă, și mai mănânc ciute. Radu Țibulcă, ultimul. Da. Mi-mi place să fiu cel mai prost din curtea școlii. Păi da, dar tu citește întrebarea. A, de la cel mai bun. Păi da, eu voiam de la cel mai slab. Hai zi. Deci, zicem cel mai bun, da? Fain și simplu. Aici, pe primul loc, da? Da. Are cei mai mulți abonați, clar e cel mai bun, nu? Așa se contorizează. Păi nu, ce-ți place ție, zi. Ce-mi place mie? Păi da, mi-mi place, o rup pe psihologie, noaptea, în fiecare seară, pe drame personale, nu, astea mă ajută să adorm. După aia, da, bravo cu Mihai Bobonetic, îmi place să mă și râd. Așa. Așa. Și după aia, acasă la Măruță. Că acolo mai aflu intrigi, subiecte. Mi-a plăcut aia cu magicianul, cum am regăsit în ea când s-a dus el la una acasă să-i fac surpriza aia, avea pe altul. Am trăit și eu asta. O să o povestesc cu într-un podcast, persoană? Dacă mă inviți. Nu cred cu aceeași, nu, apropo de gluma lui cu aia, Ramona, m-am îndrăgostit de tine, păi și nevasta, eu, ea nu, numai eu. Da, deci aranjează de la cel mai bun la cel mai slab următoarele podcasturi. Da, bravo, by Mihai Bobonete, acasă la Măruță, fain și simplu, cu Mihai Morar, MCN podcasterul micuț, un vin de poveste, by Radu Țibulcă. Deci îmi place foarte mult documentarea voastră și faptul că taman numele podcastului l-ați scris așa cum nu se cheamă, că nu-i un vin de o poveste, niciodată nu s-a băut o sticlă de vin, s-au băut de fiecare dată mai multe, deci este vin de o poveste și atât. Dar o să rebranduim vinuri de o poveste.
Exact. Deci asta este clasamentul, Radu. Ai și mesaje de la telespectatorii noștri care își doresc să mai guști din sosuri, dacă se poate. Da, da, uite, cu altă ocazie. Cu altă da. Ocazie, exact. Nu, cu tot dragul, dar cu altă ocazie. Deci acum poți să citesc o întrebare și dacă mă pui să-ți zic pinul de la card tot cu IBAN și să-l citesc decât să mai sunt mesaje. Ia uite, sora mea zice că Radu Țibul care are ochii frumoși. Sora ta? Nu sora mea, sora telespectatorului. Am crezut că ai tu o soră. Nu, dar sora telespectatorului zice că ai ochii frumoși. Cineva zice că ești un mincinos. Cine a zis că sunt? Un domn aici l-ai supărat. Uite aici. Are dreptate. Domnul de aici, uite, vezi? Are dreptate. Uite, ești un domn. Bravo. Nu știu dacă îl cunoști. Nu-l cunosc, dar aș vrea să-l cunosc pe domnul Vasile și să-i strâng mâna. M-a desconspirat. Și începi să cântați Marfu Nebru? Nu, imediat, stai, mai, nu, că mai reziști, ești bine. Eu zic că Radu e un băiat extraordinar. Radu, bravo, domnul Radu, zice cineva, vă rog frumos, da, domnul Radu e un băiat extraordinar. Căutați-l pe YouTube, oameni buni, Radu Țibulcă, un prieten adevărat, un băiat foarte simpatic. Cineva zice că ești cel mai bun și cel mai sincer, vezi? Vă mulțumesc din suflet, oameni buni.